7 ani la o competiție internațională de taekwondo, iar de atunci sunt de nedespărțit. Este istoria de dragoste a unuia dintre cei mai buni și cunoscuți luptători din țara noastră. Este vorba de Stepan Dimitrov și soția sa de origine ucraineană, Valeria Dimitrov, care deja îi poartă și numele. Iar de câteva săptămâni au aflat, de fapt de câteva luni, de 4 luni, au aflat că poartă nu doar numele de Dimitrov, dar îi poartă și sub inimă primul copil care va apărea pe lume în undeva în luna aprilie. Ne-au spus de fapt cei doi soți. Îmi vine greu să spun soți pentru că sunt obișnuit să-l cunosc pe Stepan mai mult în rol de sportiv. Iată, astăzi am fericită ocazie să îi cunoaștem și ca soț și soție. Apropo, am văzut pe ultima perioadă, am văzut pe rețelele de socializare acea fotografie cu un fum de ăsta roz. Nu am înțeles. Care a fost ideea? Sau e un nou trend de a-ți anunța soțul, apropo Valeria, că este tată de băiat sau fată? Din culoarea, dacă îmi dau seama, culoarea roz presupune fată. Da, da. De unde acest trend? Cum a venit ideea, Valeria? Povestiți-ne. Ой, идея... Ну, мы хотели это сделать неожиданно, это на 100%. И сейчас в интернете очень много роликов, когда разрезают торт, и какого цвета торт, такого цвета и ребенок будет. Либо есть истории с шариками, протыкают. Ну, как-то вот мы решили сделать это более красиво на природе. И на плановом УЗИ мы попросили нашего врача не говорить нам пол ребенка, а написать на бумажечке. То есть мы об этом знал только врач. И эту бумажечку мы передали... брату Степана Вадиму, то есть знал только он и врач, больше никто не знал. Он купил. Да, да, да. Он купил. Сатинут, и сора, и мама, антреба, пати с не спуй, наинти где фачим, то такие все, а это и по лаурму сатинут, но здесь ничем кувант не могу. То есть уже брат купил эту... Я даже не знаю, как она правильно называется. Fire, пиротехника, дымовуха, что это такое. Но идея в том, что при поджигании она излучает какой-то дым, какого-то цвета. Dacă să fiu, nu știu, eu prima dată aflu de această posibilitate, adică tu, într-un fel, Valeria, ai încercat să-l surprinzi pe soțul tău, da? Adică ai vrut ceva să fie neobișnuit. Sau chiar voi, în general... Noi, în general, n-am știut ambii că... De ce am vrut să aflăm în așa mod, de ce ca să ne surprindem. Noi am crezut de la început că o să fie băiat. Și, de dar ce am, băiat? Da, da. Vă doreați băiat? Nu, că tare am vrut fată. Ambii am vrut și eu cred că cel mai mult, dar am vrut fată. Все народные приметы указывали на мальчика. Да, и мое личное самочувствие. Și eram convins că o să fie băiat. Și am făcut într-așa mod ca să fie o surprindere. Și până la urmă, când am dat foc, s-a văzut de la început că e albastru. Da, 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 da. Ok, și până la urmă când am văzut fată, eram surprins și eram foarte fericit că am vrut fată. Это было неподдельные эмоции, просто потому что и мы, и семья, и близкие, все, ну там мальчик, ну там мальчик. Все, там, чтобы... Ну, мой фрат, ел chiar și eu a zis de la început că o să fie fată și el deja știa că o să fie fată. Vreau un pic să aflăm despre istoria frumoasă de dragoste. Stepan, Valeria, povestiți-ne unde v-ați cunoscut, pentru că știu că aveți o istorie neobișnuită. Da. Ne-am cunoscut la un turneu internațional de rating care a fost... Taekwondo. Da, de taekwondo. Cei de acasă, apropo, da, care s-au conectat. Stepan, este unul din cei mai buni luptători din țara noastră și nu numai, din Europa la taekwondo, iar Valeria la fel, până la 17 ani a făcut taekwondo până l-a întâlnit pe Stepan. I-a zis că gata, ajunge până aici, trebuie să fii soția mea. Da. Ați avut o relație frumoasă de 7 ani, de fapt, dintre care de 3 sunteți soț și soție. Vorbiți-ne, mă scuzați că v-am întrerupt, despre istoria frumoasă de dragoste. Da, deci am făcut cunoștință la turneul acesta, care a fost în Ucraina. Pot să zic că a fost dragoste din prima vedere. Și de atunci am început, nu puteam să ne întâlnim mai mult decât o dată în 2 luni. Și... De ce? Pentru că erai mereu în cantonament. Da, da. Eram în competiții și nu puteam să plec. Valeria venea la mine aici în Chișinău și peste 2 ani de zile am început să trăim împreună, întâi cu părinții, acum la gazdă, dar...
Если бы кто-то до нашего знакомства мне сказал, что у меня будет и любовь с первого взгляда, и любовь на расстоянии, я бы никогда в жизни в это не поверила, потому что, ну, это немножко... А чай десять лаел? Кум ват... Кум тотуши ват купла, потому что двое спортивы, которые фак тейквандо, 17 ani, ай спуй, что я о прима драгость, которая де обичай, уйти, ну, чини штие, ține 2-3 ani acolo, dar voi ați păstrat, uitați-vă că sunteți un exemplu de familie. Și mai ales că el vine dintr-o familie de gemeni, are un frate geamăn, care e la fel. De ce ți-a plăcut mai mult el, dar nu fratele lău? Lui. Почему ты, да? Да. Я убила кондерется. Просто я тут заплакал, как это за тебя умбуна аппаратура копилор. Я увидела, как он дерется, и здесь мое спортивное сердце, оно не смогло устоять. Ну, наверное, судьба. Я здесь по-другому не могу сказать. Eu pot să zic că chiar este o prima dragoste a noastră și noi suntem împreună până acum, de ce? Că avem un mod de viață similar și avem interese similare, deci cred că asta este și mereu mergem la compromisuri, deci suntem ca o familie care eu cred că nici nu ne certăm așa de tare. Foarte frumos. Vreau să le spun celor de acasă, apropo, despre tine un pic, Stepan. Da. Ești primul campion european din istoria taekwondo-ului moldovenesc, da. Apropo. Da. În anul 2018 ai obținut medalia de bronz la campionatul european în rândul adulților. La jocurile europene în rândul adulților 2016, Vadim, fratele tău, a luat medalia de aur. Stepan Dimitrov, medalia de aur 2016, apropo, sunteți campioni europeni, aveți titluri foarte bune. Un pic, Valeria, vreau să mă întorc despre când ai venit pentru prima dată în Moldova, cu ce te-a servit viitoarea soacră? Чем объяснила тебя мама, когда первый раз приехала? Ой, да всем молдавским все, что можно. Это была и мамалыга, и зама, и плацинты. И для меня, я помню, в Днепропетровске нет, откуда я родом, нет такого понятия, как соленый творог. То есть это всегда сладкий творог, творог с чем-то. И для меня было таким удивлением, что можно было в тесто запихнуть соленый творог. Но как-то сейчас, по крайней мере, я уже... De la început așa privea la Mama Liga și nu chiar îi plăcea. Oi, Mama Liga asta bula, особено со сметаной, для меня это не укладывалось в голове, как можно кашу со сметаной кушать. Я помню, я ела чистое из уважения. Dar acum și cu brânza tot așa a fost. La început nu îi plăcea brânza. Acum merg la magazin, nu uitați cum vede brânza. Поэтому я думала, что у нас мальчик меня тянуло первое время на плаценты, на брынзу, то есть как-то мне хотелось такой чисто молдавской домашней еды в первое время. Cum este în general Stepan, ca soț? Iată, soț moldovean, de-al nostru, de asta, dacă poți să ne-l caracterizezi, cum este acasă, pentru că este un luptător foarte bun, da? El este campion european, este bun acolo, dar ca om, bărbat, soț, iubit, toate. В принципе, мне кажется, он в жизни такой же, как на ринге. То есть у него есть такое в характере удивлять. И иногда, конечно, на соревнованиях он удивляет как в хорошую сторону, так и не в очень. Но в этом и вся его прелесть. И мне очень нравится его черта характера. Он такой тактик. Он умеет просчитывать. Даже в наших с ним отношениях меня это иногда аж, ну так, по-доброму выводит. Как он умеет подстроить как-то разговор так, что в итоге я соглашаюсь на то, что я вообще не хотела соглашаться. Да, я знаю, динкит, ама флат, шам читит интрон артикул, пентру пет димулт тим те кунос, соция та ла фел есте ши нутриционисту востру. Da. Adică, gata, a terminat-o cu sportul și acum deja are grijă de alimentația a ta, a fratelui tău, care la fel face taekwondo, și nu numai, Valeria, din câte am înțeles, tu deja ai început să înveți pe moldoveni să ducă un mod de viață sănătos. Te-ai implicat în alimentație destul de activ. Eu de mai multe ori zic așa, că când îmi trebuia, când de la Valeria îmi trebuia să mă ajut cu încredere, ea mi-a dat încredere. Când trebuia fitness, ea a început să învețe fitness. Când trebuia nutriție, ea a început să învețe nutriție. Soție ideal. Deci, deci ceea ce îmi trebuie, ea face. Și până la urmă s-a implicat în nutriție atât de profund, de adânc, că ajută oamenilor, da? Mai mulți oameni sunt chiar și cazuri când oamenii aveau niște boli grave și în timp de o lună, poate mai mult, chiar le pădau de... Da. Cum te-ai implicat? Cât de mult contează, apropo, Valeria, iată, grija asta
să ai soț care mereu trebuie să mănânce sănătos, trebuie să fii pregătit, să aibă toate, toate calitățile, mă refer la mâncare și toate restul. Я поняла, вообще Степан самый, наверное, мой послушный клиент, но у него просто нет выхода, он ест то, что ему дали, поэтому, в принципе, наверное, здесь все в эффекте, он ощущает четко до и после, до моего профессионального вступления в нутрициологию и вот как у нас есть сейчас, поэтому здесь несложно мне следить, и он очень дисциплинированный спортсмен, это я прям тоже глубоко очень уважаю за это, то, что у нас спорт, знаете, как есть такая фраза, Олимпиада, да не раз в 4 года, а каждый день. Вот у нас однозначно это так и есть. То есть каждый день мы делаем какие-то шажочки к нашей цели, и это абсолютно отражается в питании, потому что, ну, мы это поняли, что для нас это важно. Faptul că ești însărcinată, cumva te-a limitat să faci sport? Iată, având acum 4-5 luni, Valeria face sport și care ar fi limita? Deci la început era greu de făcut că avea așa o scădere de puteri, dar acum a început câte puțin, când chiar făcea fitness, făcea la un nivel foarte înalt. Acum pot să spun că asta e mediu, chiar mai puțin de mediu, dar totuși efort fizic trebuie să fie în timpul când ești însărcinat. Da? Fitness всегда должен быть, когда... Да, я știu că atunci când, iată, de exemplu, mă refer la tine, atunci când faci sport, taekwondo de când nu mai faci taekwondo? Sport de performanță, de când nu mai faci? Așa, de vreo 5 ani. 5 ani. Adică gata, am înțeles, Valeria merge pe alimentații, pe familie. Acum deja gata, te-ai înțeles sau te-ai împăcat cu gândul că nu mai faci sport. Da. Deja va fi mama, va fi soție, va fi nutriționista ta. Și apropo, Valeria, nu ți este cumva frică să pui kilograme în plus? Не страшно тебе набирать килограмм? Ну, как бы уже плюс 5. Нет, немножко страшно, но я рада к тому, что могу теперь показать на своем примере, как можно восстановиться там после родов и прийти к тому телу, которое, к примеру, у меня было. Потому что, да, конечно, вот сейчас Степан готовится к соревнованию, и он подгоняет свой вес в категорию. И у нас впервые в жизни, когда я вешу больше, чем он. И как бы он еще не стесняясь может мне это сказать в лицо. Ой, смотри, идем сегодня, мы уже с утра взвешиваемся, он для своих дел, я для того, чтобы тоже знать. И у нас получается, что он надо мной насмехается. Unde locuiți, Stepan? Unde locuiți? Trim la gazdă la Rășcani. Deci, ca să înțelegem, m-ați ales totuși să rămâneți acasă. Da. Nu vă duceți în Ucraina. Drumurile sunt rele acolo, mai rele. Da, de asta nu vă duceți. Și nici, chiar aș spune că și Valerie îmi place mai mult la Chișinău. Deci, când am fost, ca vara am fost o săptămână în Dnipropetrovsk, chiar ea mă întreba când ne ducem acasă, când ne ducem acasă. Хочу дорогу до casa. Да, здесь я очень себя хорошо чувствую. То есть, я понимаю, при том, что я люблю свой город, мне нравится туда ездить, но так, максимум 5 дней, я понимаю, что я уже скучаю по Кишиневу, мне вот как-то, ну, возможно, потому что здесь моя работа, моя большая часть фамилия. Жизни, поэтому и уже и семья, и все, и да, поэтому. Степан, вы сунтец, ты ку фратели тэу, сунтец де мульти ори асеванат, сау кумва кумпарати ку фратии Кличко. Да. Е, де че? Е о оноаре пентру вой ши... Cum vezi această asemenea? Eu cred că gemeni în sport e așa un fenomen care nu se întâmplă des și de aceea toți încerc să facă o analiză cum sunt acei gemeni, cum sunt acei, dar noi suntem din arte marțiale, deci box. E și, un pic diferit. Da. Și noi facem același box numai cu picioare. Cred că de asta trebuie să ajungeți acolo sus. Da. Cred oricum, că de asta și ne compară. Dacă facem o comparație, cei ce au câștigat ei și cât câștigă din box și ceea ce faceți voi, adică v-ați dori să ajungeți la performanța la câștigului, cum au reușit și frații Klitschko? Da, noi aș dori, dar nu putem să ne comparăm de aceea că ei se ocupă cu box profesional, care... Taekwondo la fel voi faceți profesionist, doar că nu este atât de
Plătit? Da, de plătit și nu este atât de arătat în mass media. Uh-huh. Deci box e pestitet, ca dacă să întrebăm pe cineva, toți știu pe frații. Ia uitați-vă că noi azi vă promovăm taekwondo. Da, da, noi suntem foarte bucuroși pentru asta, că taekwondo tot este o artă frumoasă și aș dori ca peste 10 ani, poate și mai repede, să fie arătată în mass media, să fie arătată și oamenii să înțeleagă ea că aici au fost 2 puncte, aici au fost lovitură preventivă și 4 puncte. Deci este interesant și mă stăruiesc să iau rezultate, să aduc faima țării peste hotare, că aici, în Moldova, taekwondo să fie mai mult promovat și ales de copii și să promovăm. Eu vă mulțumesc foarte mult. Vă doresc în continuare căsnicii fericite. Mulți copii! Atâția copii cât și medalii! Da, succes în toate și vă mai așteptăm la noi. Poate o să mergem sau poate vă filmăm la maternitate când o să iai. Da. Da? Se poate? Da, desigur. Da, deci gata, am primit acceptul. E foarte simplu.